mână, este imprudentă. Noi revedem duelul de mai devreme cu Ghiță și Alibec. Sincer, nu cred că se impunea acordarea loviturii de la 11 metri, dar ne pregătim de un moment important al primei reprize. Lovitură liberă pentru Astra. Spuneam de acea intervenție neglijentă a lui Vână la Azdren Lulacu și Alibec este cel care se pregătește să execute această lovitură. Vedem și un nou look la Denis Alibec. Număr 7, numărul său preferat, numărul său favorit, Alibec. Alibec, gol! Denis Alibec, minutul 41, Astra conduce Viitorul în finala Cupei României, după un golazo al lui Denis Alibec. Da, mingea merge pe direcția lui Coșocaru. Da, și în acest moment Craiova este în afara cupelor europene. Da, Coșocaru surprins. Da, e greșeala lui Coșocaru. În mod normal ar fi trebuit să intervină. E zona pe care el trebuia să o protejeze. A un șut puternic, rupe plasa, cum se spune, Denis Alibec și deblochează tabela în această finală de Cupa României. Denis Alibec cu al doilea său gol din această ediție de Cupa României. El a mai marcat în returul din semifinale, a făcut-o din penalti la cel 2-2 de la Giurgiu împotriva spectatori în această seară în tribunele stadionului Ilie Oana Bătătianis. Gol! Gol, 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 gol! Viitorul marchează Ghiță din cornerul executat de Ianis. Minutul 76. 1-1 în finala Cupei României. Apărare aproximativă a Astrei la această fază fixă. Astra care a rezistat la toate centrările Viitorului de pe linia careului de 6 metri. Bejan iese, dar iese târziu acolo în întâmpinarea lui Ghiță. Este 1-1 în acest moment și suntem mai aproape de prelungiri. Virgil Ghiță, vă spuneam și în prima repriză, reușea să marcheze în chiar primul meci al Viitorului din această ediție de Cupa României. Hagi se pregătește să execute această lovitură liberă. Bate Ianis! Puțin pe lângă poarta lui Lazar. Cred că dacă mergem în prelungiri, Viitorul este avantajat. Ai vorbit de mai multe ori de strategia lui Hagi pe final de play-off. O strategie care însă n-a împiedicat-o pe Viitorul să câștige toate punctele puse în joc în meciuri dificile. Ianis Hagi marca pe acest stadion din Ploiești un gol fabulos din lovitură liberă în meciul național de tineret împotriva. Eric din prima pentru calcan. Bejan se așează foarte bine în defensivă. Șansă de contraatac a Astrei în doar doi oameni. Țăru joacă în spate pentru Tordai. Un minut suplimentar pentru această primă repriză de prelungiri. 1-1. Greu de anticipat deznodământul acestei finale a Cupei României. Iachim pentru Mladen. Centrarea lui Mladen. Eric! Eric! Gol! Pentru prima oară în istorie
Cupa României la Ovidiu în vitrina celor de la Viitorul. Patronul Astrei, Ioan Nicolae, fără reacție după acest gol care pică în ultimele secunde ale primei reprize de prelungiri. Centrarea vine de la Mladen Calcan, simte bine faza, prelungește sau nu, are mai puțină importanță, dar încurcă defensiva Astrei, Eric plasează mingea în colțul porții și este 2-1 pentru Viitorul. Astra va trebui să iasă la joc. Vă spuneam ceva mai devreme că Eric a marcat în acest campionat 3 goluri. Care levită foarte bine pe Eric. Minge e trimis în partea dreaptă unde Balaure este odihnit și este întâmpinat doar de Țăru Mârșliac. Mârșliac ținut ușor de Achim. Fanionul rămâne jos. Atenție! Și Ghiță! Are o intervenție extraordinară! Ghiță înscrie al doilea gol pentru Viitorul în această seară, după ce a reușit să scoată mingea de pe linia porții. Fabuloasă intervenție a internaționalului de tineret. Ghiță va fi probabil desemnat omul finalei. Intervenția este fabuloasă. Astra foarte aproape să egaleze în inferioritate numerică. Ghiță reacționând ca un războinic după o intervenție.